La comuna se lucrează de zor. Reprezentanții primăriei au reușit să finalizeze renovarea căminului cultural din comuna de jos, inclusiv curtea exterioară a acestuia. Peste câteva săptămâni vor începe lucrările în comuna de sus. Edilul comunei are proiecte mari pentru refacerea anumitor drumuri din acest sat. Urmează să, în cursul lunii august, să începem o lucrare de reabilitare a unei străzi din satul comuna de sus, strada Pâșu, o stradă care așa a fost să fie, curge un mic uriaș pe mijlocul ei și am făcut un proiect, am vorbit cu hidrologi, am ajuns la soluția cea mai bună și acum o să trecem la reabilitarea totală a acestei străzi Pâșu din comuna de sus. Săptămâna trecută am semnat recepția la o stradă tot în comuna de sus, la strada Franceștilor, asfaltare, căi de acces la proprietăți și rigole. De asemenea, la ora actuală este șantier în toate instituțiile de învățământ din comună. Reprezentanții primăriei își doresc ca totul să fie pregătit atunci când copiii se vor întoarce în bănci.